Bună seara, dragi prieteni! Prea multă vreme, spiritualitatea și știința s-au privit cu ochii răi, de pe poziții contrare. Uneori, domeniile erau alternative și nici de cum complementare. Dar iată că ne apropiem de schimbarea de paradigmă, probabil în care am și intrat, și constatăm ca pe o necesitate lăuntrică a fiecăruia dintre noi, reconcilierea dintre cele două domenii în absența unei unificări conceptuale între spiritualitate și știință, înțelegerea noastră asupra lucrurilor și asupra sinelui rămâne prejudiciată. Vă propun în această seară o discuție extrem de interesantă alături de profesorul Florin Munteanu și de colegul și prietenul nostru Dragoș Dumitriu. Trecem peste introducere, trecem peste cuvintele de prisos și am să-l rog pe domnul profesor Munteanu, din dubla sa perspectivă, de om de știință, dar și de om cu înclinații spirituale și cu aplicarea către un studiu ermetic, alchimic, ezoteric, să arunce semințele noii paradigme. În primul rând, bucuria de a fi într-un asemenea mediu, într-o asemenea emisiune care dezbate într-o formă foarte liberă, fără niciun fel de prejudecată, un subiect extrem de sensibil care poate la un moment dat crea probleme serioase, pentru că are și o conotație afectivă, are și o rădăcină profundă care fixează omul în această evoluție și care la un moment dat poate fi într-un fel sau altul dezrădăcinată și odată cu asta omul își poate pierde stabilitatea emoțională, deci este un subiect fierbinte. Eu aș porni în principiu pentru a arunca o primă deschidere în discuție, faptul că ar fi foarte important și știința poate exagera, dar asta și-a propus, să identifice acele aspecte care în principiu sunt independente de subiect și reproductibile. Deci știința în sensul clasic al cuvântului și-a delimitat un domeniu de acțiune asupra lumii exterioare, mai modern, în ultima perioadă asupra lumii interioare, și a doua problemă fundamentală, să poată să înțeleagă, cuvântul fundamental fiind a înțelege. Acum, mediatorul însă și în această discuție și în această legătură noastră acum, care este și foarte formală, dar în același timp și foarte ezoterică cu telespectatorii noștri, în spatele cuvintelor se află niște sensuri, niște trăiri inefabile, mai greu de înțeles la prima vedere. Lumea de cele mai multe ori însă se oprește pe fațeta de descriitor, de etichetă pusă, deci pe cuvânt. Nu văd prin cuvânt, ci văd pe cuvânt și încearcă să memoreze cuvintele, nu să le depășească în înțelesul lor. Aici avem o problemă, deci, de principiu. De exemplu, se spune și se știe că omul este o ființă dotată cu ceea ce se numește conștiință de sine și în principiu năzuiește către conștiință. Tranziția de la conștiință de sine la conștiință este o problemă reală de înțelegere. Și acum aș vrea să vă povestesc câteva lucruri foarte ciudate care pe mine mă preocupă foarte tare, căci însă și oameni de știință sunt neatenți cu cuvintele. Și deci apar foarte multe elemente de exemple. Vă ascultăm. De exemplu, foarte multă lume, chiar dacă a avut o facultate de electronică, să zicem, și a operat cu concepte de tip curent tensiune, confundă noțiunile de asemenea manieră încât într-o formă dezinvoltă poate să-și permită, nici nu dă seama de greșeala pe care o face, spunând aseară s-a oprit curentul în drumul taberei. Aseară a căzut tensiunea, a căzut cauza, a căzut potențialitatea, nu s-a oprit curentul. Deci pare banal, dar în spatele acestei, să zicem, nepedanterii în folosirea cuvintelor se ascunde de fapt o neînțelegere. Aș mai da un exemplu care e puțin mai profund și care poate să fie o metaforă pentru deschiderea spirituală. De exemplu, fac un experiment și mi se pare că acum, față de la ultima emisiune în care am fost aici, atmosfera e foarte plăcută de două ori. În primul rând, care avem un spațiu mult mai generos și, în al doilea rând, este un aer condiționat. Deci mi se pare că mă simt în răcoare. Cuvântul mai rece, mai cald, afară este, într-adevăr, foarte cald. De sentimentul ăsta că e rece, cald, că omul simte rece, cald, adică temperatura, este foarte fals. Deci omul nu simte temperatura, omul simte, ca să folosesc deja întâi finalul și după să le explicitez cât de important este metafora care încerc să o spun, omul simte derivata căldurii. Vă dați seama că puțină lume va fi foarte fericită când va auzi că de fapt simte ca senzație de temperatură derivata căldurii. Dar să vedeți de ce o iau în această explicație. Dacă fac un experiment, și acum vine partea cea mai importantă, omul, ca să se descopere, trebuie să intre în experiment, nu să citească despre experiment, deci să intre în mijlocul experimentului, deci facem un experiment. Pur și simplu încerc să pun mâna pe diferite obiecte care se află acum în jurul camerei respective. Și dacă voi pune mâna pe această hârtie, mi se va părea că este mai caldă decât dacă pun mâna pe această masă, care mi se pare mai rece.
De ce? Pentru simpla idee că, de fapt, dacă sunt atent un pic, temperatura pe care o am eu este 237 de grade, în jurul nostru avem cam la 20 ceva de grade, eu am o vibrație, o temperatură mai înaltă și punând mâna pe obiectele respective, simțurile interacționează și aduc în față diferențe specifice. Deci pot să numesc, asta e mai cald, asta e mai pentru că pot să discern. Să schimbăm puțin situația. Încălzesc toate obiectele la 40 de grade și voi pune mâna pe toate obiectele din jurul meu, care sunt mai calde decât mine și nu mai diferențiez. Voi simți la fel. Deci eu simt numai diferența, schimbul de căldură, viteza schimbului de căldură, ceea ce e foarte important. Deci, cu alte cuvinte, voi discerne în realitatea asta numai ceea ce este de la nivelul meu de conștiință în jos. În sus nu pot, că nu discern. Și iată cum ajungem la un capitol foarte interesant care ne-ar putea lămuri erorile noastre de percepție. Până acum, Dragoș, în dialectica noastră am considerat că domeniul spiritual este disjuns de domeniul material sau că universul exterior are o graniță care îl separă de universul interior. Preocupările tale cuantice și nu numai ale tale, dar al multor cercetători din domeniul fizicii și chiar ai filozofiei și ai matematicilor superioare au ajuns chiar la această concluzie că există mai multe fațete ale aceleiași realități. Astăzi ne aflăm puși chiar în prefața deschiderii unui nou capitol al cunoașterii. Această unitate sau această tratare la un loc a științei și a spiritualității, această întrepătrundere a celor două, nu există numai de acum. Acum a ajuns poate la urechile noastre. Acum s-a făcut publică această idee acceptată de cercurile înalte științifice, cum că cele două trebuie tratate împreună. Nu se poate trata una fără cealaltă. De fapt, marii fizicieni, marii matematicieni au peste 100 de ani de istorie în privința acestor cercetări comune. Și nu cred că vreunul dintre ei a simțit vreun strop de jenă atunci când a spus că există ceva dincolo. Mai mult, cele mai cele mai noi teorii, cele mai importante avamposturi ale astrofizicii, ale științei, ale științei cuantice sau teoriei corzilor. Iată, mă gândesc acum, de exemplu, la teoria aceasta a multiversului și anume a nașterii a tot ceea ce există și a spune, poate absurd, ceea ce nu există. Big Bang-ul care a creat multiversul este limitat de ce? De o teorie științifică, mă rog, numită limita Bekenstein, care de fapt se referă la o limită de gândire a intelectului uman. Practic, definim în ziua de astăzi limita numărului infinit de universuri, iarăși o definiție care pe undeva frizează absurdul, limita numărului de universuri dintr-un multivers, da? În funcție de capacitatea noastră de înțelegere. Mai mult, fizica înaltă sau matematicile înalte la ora actuală se referă la observația umană. Și acum apare această diferențiere între obiectiv și subiectiv. De aceea se și spune în teoria corzilor sau în fizica cuantică că această conștiință de care vorbea domnul profesor Munteanu este scheletul ascuns în dulapul teoriei string. Pentru că, vezi, omul de știință încearcă să ajungă acolo unde simte. De-aia și spune Einstein la un moment dat, spune că știința tinde să asculte gândul lui Dumnezeu. Einstein își dă seama că există un Dumnezeu, își dă seama că există un gând accesibil oamenilor, accesibil în urma cercetărilor, în urma descoperirilor, în urma autodescoperirilor și încearcă să ajungă acolo. Aici se întrepătrund cele două. O să-ți mai spun ceva, dar bine, asta o să mai discutăm poate pe parcursul emisiunii, și anume că în antichitate, în acea antichitate pe care noi am pierdut-o din vedere ca să facem un recurs științific la memorie, în antichitate au existat gânditori de tipul lui Pitagora, care a imaginat încă de atunci o formă de teoria cuantelor. O formă în care și-au dat seama că materia
nu este importantă atât prin substanța ei, prin substanța care o cuprinde, ci prin poziționarea ei, prin definirea ei în cadrul unui ansamblu universal de numere, date, coordonate, poziții. Vom continua discuția noastră, deja domeniul devine fascinant. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat. Ucenici, alchimiști în căutarea pietrei filozofale. Domnule profesor Munteanu, poate cea mai seducătoare teorie modernă acum este aceasta pe care a prezentat-o și Dragoș, a multiversului. Acum, dacă studiem un pic de cuantică, înțelegem că pur și simplu observând sau focusându-ne întreaga noastră atenție asupra unui obiect, îi modificăm și starea de vibrație și predispoziția. Probabil că noi primim așa cu pipeta sau chiar cu lingurița niște adevăruri complexe, le primim în doze mici, ca la un moment dat, ca într-un puzzle, toate aceste piese să capete sens. Am avut acum câțiva ani în domeniul cinematografiei acel boom extraordinar numit Matrix, care pune în discuție teoria multiversului. Ulterior, foarte multe teorii, foarte multe chiar considerente științifice au postulat ideea că așa cum structura noastră neuronală are mai multe scale herțiale pe care noi emitem, tot așa și universul ascunde în sine, pe lângă cele două domenii, vizibil și invizibil, și o infinitate de posibilități. Cu alte cuvinte, ca să scurtez și să vă rog să ne explicați din perspectiva științifică, așa cum suntem și noi obișnuiți să înțelegem în limbajul vechi, pentru că încă nu am făcut switch-ul ăsta informațional pe deplin în interiorul structurilor noastre. Și atunci, ca să rezumăm foarte mult, se poate spune că orice intenție am avea, universul este pregătit să producă scenariul aferent intenției. Dacă mai înțelegem că logosul se poate împărți în intenție, gând, rostire și acțiune, observăm că dintr-o dată, într-un singur domeniu, avem patru subdomenii care ne pot pune în dinamică pe direcții diferite. Ai sugrăvit deja un tablou așa de sofisticat încât al explica, deci a intra acum în părți, când el deja, așa de rotund cum l-ai formulat tu, e deja destul de dificil. Ce este însă cert, că ne aflăm într-o revigorare și o retransformare, dacă vrei, a gândirii pitagoreice, că tot s-a amintit aici, dându-i însă gândirii pitagoreice substanța cunoașterii moderne. Intuiția lui Pitagora a fost fascinantă. Noi acum putem să o ducem dincolo de intuiție, validând-o și înmagazinând-o, absorbind-o și devenind, cum să spun, parte din noi, parte componentă din cultura omenirii. Se spune că omenirea are omenire. Omenirea are omenire tocmai aceasta, de a face un salt în cunoaștere, devenind parte componentă din logos. Pentru asta însă ar trebui să înțeleagă ce este acesta logos. Pentru aceasta eu aș face, înainte de a încerca să explic ceva, aș face iarăși apel la atenția cuvintelor, pentru că, paradoxal, rezultatul, lumea poate așteaptă imediat o explicație imediată, directă, dar, din păcate, ne lovim chiar de bariera cuvintelor prin care încercăm să explicăm, pentru că le dăm conotații diferite. De exemplu, eu fac distinție netă în încercarea mea de dezvoltare a acestui subiect între, să zicem, intelect și rațiune. Intelectul este un produs al minții umane în sensul în care reușește să aducă argumente într-o formă pornind de la o axiomatică pe care poate să o aleagă, mai mult sau mai puțin inspirat, pe care poate deriva niște consecințe sau niște teoreme sau niște afirmații care sunt corect stabilite, dar nu au legătură cu realitatea profundă. De ce mai multe ori intelectul îmi justifică mie acțiunile personale? De multe ori intelectul are, de fapt, în spate rolul de a-mi justifica poftele sau direcțiile sau o ideologie. Pentru că el nu are puterea să pătrundă în adâncime. Intelectul este doar o formă superficială de cantonare și de folosire a realității înconjurătoare în formă primară. Rațiunea este deja mult mai profundă. Rațiunea transcede spațiu-timpul, rațiunea se apropie printr-un abstract de logos. Aș încerca o metaforă din nou, pentru că din nou trebuie să construim niște concepte cu care am putea explica de fapt ce se ascunde în spatele teoriei stringurilor. Pentru fizician poate să fie foarte natural, pentru că vede simbolistica din spate și poate opera simbolic. Pentru cel care intră prima dată, s-ar putea ca simbolurile să fie așa de abstracte. Și atunci încerc să construiesc o observație. De exemplu, există, în primul rând, omul obișnuit din natura interacțiunilor cu mediul fizic are așa numită vedere sensibilă. Înțelegând prin vedere sensibilă posibilitatea de a reflecta lumea înconjurătoare într-o formă, cum să spun, multidimensională, culoare, senzație, gust și așa mai departe. De exemplu, putem fi foarte impresionați de forma neașteptată a unui cerc.
Cistit vorbind, tot universul în jurul nostru este foarte rugos. Mai puțin un cerc. Cercul va atrage atenția întotdeauna. Soarele, pupila, deci este destul de rar în raport cu toate celelalte forme, chiar pentru omul primitiv. Deci îl va putea evoca, îl va putea spune un nume, cerc, dar nu va putea înțelege niciodată în sensul abstract a unei gândiri inteligibile de data asta, care înseamnă esența cercului, care ar fi pi. Când fac saltul de la bucuria de a folosi în pictură un cerc, de a mă exprima prin el, de a crea o lume frumoasă în care eventual cercul să fie parte componentă, și fac saltul la ceea ce înseamnă să înțeleg simbolistica unicității lui pi în spațiul tridimensional și să înțeleg pi ca și constantă universală cu toate implicațiile pe care le are, din clipa aceea am mutat intelectul într-un alt nivel, mai aproape de logos, mai aproape de rațiune. Deci e un training. Vederea sensibilă trebuie aruncată într-o vedere inteligibilă. Unii spun nu-i nevoie, că pot prin creirea interioară să intru direct în contact cu această realitate profundă și n-am nevoie de interpretare. Vă dau un exemplu foarte interesant. În transmisii telepatice, l-am dat un exercițiu de comunicare telepatică între niște personalități care nu-și cunoșteau, persoane care nu-și cunoșteau nici cultura, nici limba, s-a constatat un lucru elementar. Noi când comunicăm telepatic sau mai subtil, nu comunicăm în cuvinte. Cuvintele nu au puterea de a fi transferate. Stările asociate însă da. De exemplu, cum a fost decodificat cuvântul resort, arc în acela elicoidal de la o mașină? Rece, metalic, rotund, spiralat, a poate să fie un arc. Deci cuvântul arc a fost cumva o asamblare de concepte transmise ca trăiri care au creat în mintea acelui, pentru că în mintea exista cuvântul arc și cuvântul arc. S-a întâmplat ca în realitatea acestui experiment să fie un personaj care în principiu nu cunoștea cultura americană, dar cuvântul care trebuia transmis era dolar. Modul care a decodificat omul abstract de tipul dolar, că nu mai era un obiect fizic tangibil, a fost foarte interesant și sugerează exact ce vrem să spunem. Și anume, este vorba de lac, o lebădă, a desenat lebăda, după a întărit gâtul lebedei, făcând acel S frumos, dar n-a putut să facă simbolul dolarului. Dar a avut multă consistență în el, pentru că conștiința, rațiunea nu a fost la înălțimea comunicării sufletești interioare. S-a mai întâmplat ca în același experiment să existe și o situație mai deosebită, în care cuvântul de transmisie era mai abstract, o bancnotă de un dolar, cuvântul dolar, și respectiv personajul care trebuia să recepționeze nu avea baza culturală a gândirii americane, deci nu cunoștea conceptul de dolar. Și cu toate astea a primit următorul mesaj transmis prin trăirea aceasta, și anume faptul că și-a imaginat că se vorbește despre un lac, o lebădă pe lac, a desenat gâtul lebedei, acel S specific dolarului, dar n-a fost în stare să finalizeze, ca în povestea cu arcul, cuvântul, pentru că noțiunea, conceptul acela nu era încă format în mintea sa. Deci, cu alte cuvinte, există două plane complementare care se ajută reciproc în fazarea noțiunilor, în fazarea cuvintelor, ca ele să devină cu sens. Deci noi trebuie să ne câștigăm, drumul de la intelect la rațiune, ceea ce înseamnă partea științifică, și să dezvoltăm drumul către interior, care înseamnă să găsim partea de trăire care dă sentimentul de luciditate și de înțelegere. Și ar mai trebui să recâștigăm sensul cuvintelor. Efectiv. În sensul ăsta. Acum fizica cuantică ne poate ajuta să înțelegem ubicuitatea lui Dumnezeu, pe care alminteri o consideram așa prea supranaturală sau prea senzațională ca omul obișnuit să o poată accepta. Și dacă noi, prin perspectiva acestei noi științe, putem înțelege că Dumnezeu poate fi în fiecare dintre noi, dar și în afara noastră, ba mai mult decât atât, El poate fi în El însuși, dar și în afara Lui, iată cum toate paradoxurile de până acum două milenii, să spunem, se risipesc, iar ceea ce nouă ni se părea abstract și cu neputință de concretizat într-un concept, astăzi devine ușor, ușor, aproape o banalitate. Bine, asupra ubicuității lui Dumnezeu, sigur că este absurd să discutăm. Ubicuitatea provine de la Dumnezeu și nu se poate... Nu se poate discuta. Problema e dacă putem discuta cumva de o ubicuitate a fizicii, a fizicii superioare. Și aici, iarăși, trebuie, cred, cu acceptul domnului profesor, să facem o corecție. Este absurd să discutăm la acest nivel de fizică sau de matematică sau de chimie sau de biologie sau de filozofie. Este, de fapt, o știință superioară. E o metaștiință. E o metaștiință, exact. Care, practic, este formată din N fațete. Această știință cred că se regăsește într-adevăr în tot și o putem considera într-un fel ca și ceva dumnezeesc.
Și atunci putem să-i acordăm acest caracter ubicu, fără să greșim. Și spun asta pentru că poate până acum am fost un piculeț cam criptici, așa. Dom'le, ideea este în felul următor. Există știință și pseudoștiință. Există în același timp și în domeniul spiritualității, spiritualitate și pseudospiritualitate. Mai bine zis, spiritualitate și șarlatanie. Și escrocherie sau șarlatanie. Dar, referindu-ne la știință și supranatural sau spiritualitate, chestiunile astea două nu se pot contrazice. Până la urmă, vei vedea că se ajută și se demonstrează una pe cealaltă. Practic, eu cred, asta este credința mea, ca om care, să zic, nu sunt extrem de religios, sunt un cercetător, da, între ale religiilor, dar și în tot ceea ce este omenesc. Vei vedea că tot ce s-a spus despre supranatural până acum, pornind de la legendele divinităților sumeriene, indiene sau egiptene, și ajungând până la basmele zilelor noastre, sau legendele referitoare la Merlin, la faptele altor vrăjitori și așa mai departe, toate pot fi demonstrate prin această știință cu caracter ubicu, această supraștiință, care poate demonstra că așa ceva este posibil, este științific și este demonstrabil. Pe baza cunoștințelor actuale, dar mai ales pe baza cunoștințelor pe care le intuim. Pentru că hai să facem iarăși o precizare în domeniul științei, în domeniul acestei metaștiințe de care vorbești. În fapt, sigur că noi am depășit limitele determinismului. Da? Limitele acelui nullis in verba. Nu crede nimic pe cuvânt. Motoul lui Newton. De asemenea, scăparea lui Newton, în condițiile în care îi se cerea să comenteze ceva, el spunea, nu fac ipoteze. Da? Deci automat se retrăgea într-o carapace și practic această carapace a folosit și determinismului pentru a crea o structură solidă, o bază solidă științei, dar a și frânat mai departe din cauza interferării cu oamenii ai pseudoștiinței. Ei bine, practic, știința actuală, această metaștiință, este de fapt o intuiție a ceea ce va veni. Este clar că până la urmă aceste teorii non-experimentabile de la ora actuală, cum ar fi stringurile sau, mă rog, și multe altele, sunt non-experimentabile și sunt acceptate ca atare. Sunt practic niște teorii ale posibilului. Sunt de fapt niște intuiții ale faptului că la un moment dat vor fi experimentabile. La ora actuală le demonstrăm matematic. Știm matematic că există. Nu le putem atinge, nu le putem demonstra, nu putem demonstra existența gravitonului, dar știm că el există. Da? Nu putem demonstra non-interferența lui neutrino, dar este matematic clar că există. Și ce înseamnă această matematică? Înseamnă că deja omul are capacitatea să intuiască, să-și dea seama că acolo există ceva. Și aici vreau să spun o altă teorie de-a mea, apropo de gând și rațiune. Rațiunea, pe undeva, este deterministă și este cumva non-umană. Pentru că stabilește niște limite. Ori este clar că gândul, de multe ori ne dă senzația că nu avem limite și mai mult ne aducem aminte în momentul în care depășim acea limită, că gândisem mai demult că vom depăși acea limită. Deci, automat, gândul care se afla în noi, înaintea cunoștințelor, înaintea lecțiilor care ne-au dus la acea evoluție, gândul știa deja. Și asta ce înseamnă? Fie că noi accesăm involuntar o bază de date, fie că de fapt facem parte sau automat călcăm puțin lângă, în acest multivers de care vorbeam. Ceea ce spui tu se leagă foarte, foarte profund de una dintre tezele fundamentale ale ezoterismului, care spune că primul gând sau în prima cristalizare a gândului lui Dumnezeu despre sine și despre creația lui, minus infinitul și plus infinitul, începutul și sfârșitul întregii sale creații, a fost răfulgerat în această cristalizare a unui început de gând.
Vedeți cât de sărace sunt cuvintele noastre, da, și absolut, vocabularul nostru spunea, cât, de, spunea, cât de imposibil poate exprima o anume stare de spirit. Dar aș vrea să profit... Numai o secundă, că aș vrea să profit să continui partea poetică pe care ai adus-o în discuție cu Nichita Stănescu, care spunea că gândul e o lumină frânată. Deci un contact mult mai subtil cu ceva transcendent, cu acel, hai să zicem, logos primordial, cu acel cuvânt primordial, cu acel gând de structurare și așa mai departe. De aceea am simțit nevoia să fac distinție între rațiune, care ar fi mai aproape de capacitatea de intuiție și de formarea conexiunii. Drăgănescu, de exemplu, modelul său de informație, energie, materie, numește acestei interacțiuni subtile, care devine conștientizată în perioada noastră, într-o deschidere. Deci noi avem o deschidere prin simțul lumei înconjurătoare, dar ne-a fost dat prin scânteie divină o intradeschidere profundă către lumea generatoare, către geneza propriu-zisă, prin care aducem din când în când câte o scânteie de acest gen, care însă este așa de abstractă în raport cu vocabularul nostru, încât treptat avem nevoie de timpul necesar ca să o construim, să o înțelegem. Și scuză-mă că vorbeai de ultimii 2000 de ani. De fapt, până acum s-a încercat ca prin știință să se demoleze orice mit din zona supranaturalului sau chiar din zona spiritualității. La ora actuală, știința înaltă, metaștiința, care spui tu, încearcă să invers, să demonstreze că aceste chestiuni există. Repet, revin la Einstein. Și avem un fenomen, care spune că vrea să audă știința, trebuie să audă gândul lui Dumnezeu. Văzând precaritatea cuvintelor în raport cu semantica ideilor, înțelegem abia acum de ce marile idei se transmit întotdeauna prin tăcere. Absolut. Eu aș vrea să profit de faptul că dumneavoastră, printre multe altele, conduce și Institutul de Geofizică a Pământului și să vă întreb, pentru că se spune în vari domenii că această nouă paradigmă este posibilă datorită creșterii vibrației rezonanței Schumann. Faptul că acum Pământul emite în 13 Hz sau aproape de 13 Hz, spun oamenii de știință și cei din domeniul spiritual, că aceasta e preambulul unei deschidere a conștiinței noastre și a unei accesări, a unei informații pe care noi avem în structura ADN-ului, o informație superioară pe care, ca oamenii să înțeleagă foarte bine, sau la care aveau acces,